Timișorenii apreciază cultura japoneză, dovadă fiind succesul de care s-au bucurat evenimentele organizate de Universitatea Politehnică Timișoara în ultimii ani pe această temă. Anul trecut, când Timișoara a devenit capitală europeană a culturii, UPT a decis înființarea Centrului de Artă și Tehnologie pentru colaborarea cu Japonia. Supranumit Jutsu, acesta duce artele și tehnologia într-un dialog menit să genereze idei noi și să atingă orizonturi creative inedite. Anul acesta, în perioada 28 august-1 septembrie, a avut loc primul festival japonez de vară din Timișoara, Natsu Matsuri, organizat de Centrul Jutsu UPT, eveniment ce a atras o mulțime de timișoreni de toate vârstele, de la copii de 8 ani până la pensionari, cel mai vârstnic participant având 68 de ani. Evenimentul a avut două componente, prima fiind o serie de 5 prezentări online oferite gratuit tuturor celor interesați atât din cadrul UPT cât și publicului larg în diminețile festivalului. A doua componentă a fost una practică, cu 5 ateliere aliniate tematicii zilei respective în după-amiezile festivalului. Pe parcursul întregului an, Centrul Jutsu din cadrul Universității Politehnică Timișoara oferă tuturor oportunitatea de a participa atât la cursurile de limba și cultura japoneză UPT, precum și la toate activitățile culturale sau științifice dedicate colaborării UPT cu Japonia.